Ordinul prin care Ministerul Educației Naționale vrea să schimbe modul de distribuire a vacanțelor pe parcursul anului școlar a fost pus astăzi în dezbatere publică și urmează să fie aprobat de ministrul Remus Pricopie la 1 iunie. Potrivit documentului, una dintre noutățile pe care ordinul o propune este împărțirea în mod aproximativ egal a celor două semestre. Un element de noutate îl reprezintă decizia ministrului de a acorda elevilor încă o zi liberă pentru perioada sărbătorilor pascale, respectiv ziua de marți 22 aprilie 2014. Cursurile pentru anul școlar 2013-2014 vor debuta la 16 septembrie și se vor încheia la data de 20 iunie. Prima vacanță din semestru va avea loc în perioada 2-10 noiembrie 2013 doar pentru elevii din învățământul primar și pentru copiii din grupele din învățământul preșcolar. Între 21 decembrie 2013 și 5 ianuarie 2014, toți elevii din învățământul preuniversitar vor beneficia de vacanța de iarnă. Cursurile celui de-al doilea semestru se vor relua în data de 6 ianuarie și se vor încheia pe 31 ianuarie. După vacanța intersemestrială, 1 februarie, 9 februarie, elevii vor reveni la cursuri pentru al doilea semestru pe 10 februarie. La 11 aprilie debutează vacanța de primăvară, iar elevii vor veni la școală pe 23 aprilie. Vineri, 20 iunie, se încheie cursurile pentru anul școlar 2013-2014. Elevii se vor reîntoarce la școală după vacanța de vară la 15 septembrie 2014. Nu se renunță la săptămâna lansată ca școală altfel, schimbată anul acesta în să știi mai multe, să fii mai bun. În anul școlar 2013-2014, activitățile extracurriculare și extrașcolare specifice vor fi organizate în perioada 7-11 aprilie, iar programul se va numi Școala altfel, să știi mai multe, să fii mai bun.